Salut, prieteni! Suntem pe Aripile Sportului și astăzi tragem totalurile sezonului 2022-2023 al Superligii Moldovenești de fotbal. Avem doi invitați de la două echipe care și-au asigurat prezența în cupele europene, Petrocub Hâncești și Zimbru Chișinău. În prima parte a emisiunii discutăm cu antrenorul principal al celor de la Zimbru, domnul Lilian Popescu, iar în repriza a doua îl avem invitat în platou pe vicecapitanul celor de la Petrocub, Ion Jardan. Mister, bună seara, ce faceți? Bună seara și bine v-am găsit. Păi, ce facem? Fotbaliștii au plecat în vacanță, noi, staff tehnic, conducere, lucrăm, pentru că ne dăm seama că avem mult, mult de lucru. Ceva ne reușește, ceva nu, dar suntem în cadru cel important, unde trebuie să ne gândim ce facem mai departe, ce avem de făcut și pas cu pas sper să realizăm. Mai liniștită puțin viața după obiectivul realizat. Da, undeva aveți dreptate, undeva este un imbolt, am muncit mai mult și ne dăm seama că avem multe lucruri de îmbunătățit și nu merge vorba numai de teren, dar și ce contează de staff, management, echipă, să lucrează la toate capitolele. Da, pentru început o să-i rog pe colegii din regie să ne dea play la niște imagini video chiar de după finalul meciului cu FC Bălți, un meci în care Zimbru a obținut mult așteptata revenire în cupele europene. Domnul antrenor, felicitări, echipa este în cupele europene. Cum vă simțiți? Băi, ce să vă spun? Mă simt fericit. Vreau să felicit toate, suflarea, toată familia. Galben Verde, pentru susținere, vreau să felicit conducerea. Vă dați seama că nu ne-a fost ușor, 9 luni de muncă. Domn antrenor, cum ați dormit în acea noapte? Da, m-am simțit fericit, e clar că m-am dormit spre dimineață. Sunt mândru în primul rând de băieți, pentru că anume ei sunt protagoniști, dacă pot să mă exprim. Au fost foarte disciplinați, au muncit din greu, au fost 7 luni de dăruire, de străduire, se poate de exprimat cum doriți. Și până la urmă am fost răsplătiți și mă bucur pentru ei, pentru că v-a dat seama că n-a fost prea ușor, având în considerație toate problemele, cum am preluat și așa mai departe, dar sunt fericit, sunt bucuros, sunt mândru de această echipă și vreau să felicit pe toți. Și întotdeauna am spus că fotbalul este cel mai cinstit sport, pentru că dacă ești sincer, te dorești să mai devreme, mai târziu, ești răsplătit, mă bucur că s-a întâmplat chiar în primul sezon. Da, destul de multă afecțiune din partea fanilor Zimbru față de dumneavoastră. Sunteți foarte apreciat în familia acestui club. Și vreau să vă întreb ce înseamnă pentru dumneavoastră să fiți antrenorul echipei Zimbru Chișinău? În primul rând, pentru mine este o cinste. Cinste mare, cândva, sincer să vă fiu, să fiu vreo 10 ani în urmă, m-am întrebat cât de bine ar fi ca să preiau această echipă cândva, dar din păcate nu s-a întâmplat sau din fericire a venit, totul vine la timpul lui și întotdeauna am spus că este un club cu tradiție, este un cel mai iubit club din Moldova, cu cei mai devotați fani și momentul ăsta îți dă puteri, îți dă aripi, îți dă curaj și încercăm pas cu pas să readucem această minunat club cu minunați suporteri acolo unde a fost cândva, e clar că posibilitățile care au fost mai înainte și care sunt la ziua de azi sunt incomparabile, dar pas cu pas eu totuși sper că trebuie să avem încredere în noi și să facem tot posibilul ca să creștem ca echipă. În viziunea mea, acest sezon a fost
pusă prima cărămidă la fundament și sper să nu fie ultima și să creștem toți împreună. Da, mai avem încă un foarte, foarte scurt reportaj pentru dumneavoastră. Mă refer la ziua de 31 august 2022, când ați fost prezentat ca noul antrenor al celor de la Zimbru Chișinău. Haideți să vedem ce ați spus atunci și să încercăm să înțelegem dacă v-ați ținut de cuvânt. Discutând cu domnul Nicolae, am spus că dați să vedem până noiembrie, pentru că v-a dat seama că acest club nu poate să lupte pentru locul 7-8 și așa mai departe. Repet, va fi foarte dificil, luând în considerație că practic s-au pierdut niște meciuri cu echipele care să spun așa mai ușor, nu trebuia de pierdut. Dar sper unde am pierdut puncte să obținem cu echipele care au prezentat țara în cupele europene. Zimbru nu poate lupta pentru locurile 7 și 8. Ați simțit presiune după ce ați spus aceste cuvinte? Cumva v-a fost frică să nu dezamăgiți? Să fiu sincer, când am discutat cu domnul Nicolae Ciornei, am vorbit despre un contract și nici nu mai țin minte, un an, ori doi. Eu am spus, să vedem până noiembrie, pentru că știam, cum și am spus și în video de mai sus, acest club e prea mare ca să lupte pentru locul 7-8. Și sarcina, obiectivul principal era în primii 6. Și la băieți le-am spus că o să fie mult dificil să ne merim în primii 6, mai dificil în primii 6, pentru că eram decât în cupele europene, pentru că rămăsase mai puține etape. A dat seama că nu poți să vii și într-o săptămână să schimbi și tot jocul e aranjat. Am început pas cu pas, dar fiecare meci ne dădea speranță că suntem pe drumul, pe calea cea dreaptă, pe drumul cel bun. Da, am început cu un eșec la Milsami, unde am avut două antrenamente, două zile și meci cu Milsami direct. Dar pas cu pas au început și băieții să creadă că e realizabil acest obiectiv. A apărut încrederea, a fost acea serie minunată care nu știu cât, 11-12 etape, nu mai contează, da, și mă bucur că au înțeles băieții că lucrul acesta e realizabil. Dar de la început era foarte dificil, pentru că v-a dat seama. Meciuri puține, adversarii erau cu multe puncte înainte și e foarte greu să-i ajungi din spate. Practic, fiecare meci înțelegeam că dacă pierzi un meci, gata, te lasă și obiectivul rămâne departe. Mulțumesc la Dumnezeu, mulțumesc la toți, pe cei de acasă care ne-au susținut, pentru că a fost un moment crucial, cred că, în perioada aia. Și cel mai important moment, că toți au început să creadă. Am simțit asta și susținerea și de la fani, și de la suporteri, și de la băieți, de la toți, absolut. Dar vă rog să fiți sincer, v-ați gândit în acel moment când ați preluat echipa de pe locul 7 să terminați sezonul pe locul 3? Când am spus la un prieten de-a meu că vreau să preiau Zimbru, mi-a spus, nu știu dacă poți merge, mi-a spus că tu nu ești sănătos. Eu zic că o să încerc și sper să reușim. Pentru că vă dați seama și pentru imaginea antrenorului, pentru că dacă finisam pe locul 7-8, vă dați seama câte pietre zburau în capul meu, da, dacă pot să mai scrie. Dar, până la urmă, important să crezi în ceea ce faci. Și important ca oamenii să nu vorbești mult, dar să faci. Să faci zi de zi, să nu te oprești, să crezi în obiectiv, să crezi în oamenii care te înconjoară. Pentru că încrederea îți dă mai multe forțe decât noi singuri le simțim că le avem. Da, după 7 sezoane destul de urâte pentru clubul Zimbru, în care s-a pierdut speranța de multe ori, s-au discutat și despre posibilă desființare, iată, echipa a ajuns în cupele europene. Ce trebuie să facă Zimbru acum ca să aibă o figură frumoasă în Conference League? În primul rând, trebuie întotdeauna, și nu numai în acest moment, chiar și am spus după fiecare meci, trebuie de făcut întotdeauna o sinteză, o analiză. Să vedem ce putem, unde suntem, ce obiective, ce rezăm, pentru că noi putem să ne dorim foarte mult, dar este realitatea și trebuie să o cunoaștem. Eu, unicul, nu cred că unicul, sper că și conducerea
îmi doresc un lucru. Vrem să creăm o echipă competitivă. Nu cu transferuri de jucători de 200.000 cumpărați, pentru că vă dați seama, poate și noi ne dorim, dar trebuie să... Realitatea la ziua de azi, noi nu putem să-mi permite să o facem. Transferuri care sunt pe umărul nostru, putem să, le facem. Da? Întotdeauna m-am bazat nu pe jucători cu maestrie individuală, dar m-am bazat pe echipă. Și acolo, în asta cred, în structura de joc, ca jucătorii să fie intelect, să înțeleagă ce au de făcut. La plan psihologic avem foarte mult de crescut, pentru că dacă ați observat și singur, am avut momente unde am arătat foarte bine, dar au fost și momente unde am arătat foarte prost, urât, dacă pot să mă exprim. Și aceste momente trebuie de lucrat, de analizat, se începe o nouă perioadă, încă mai dificilă. Îmi dau seama că toți trăiesc cu clipele când Zimru juca grecii, nu știu, play-off-ul, da, dar încă pot să vă asigur, eu nu că nu sunt optimist, dar sunt realist, e prea matur de vorbit de aceste locuri de play-off și așa mai sarsă. Obiectivul principal este calificarea, măcar un preliminar, adică să trecem de etapă. Ne va reuși mai multe, o să mulțumim Dumnezeu, dar la momentul de față avem și avem asta realitate. Cineva va pleca, cineva va veni, dar mizăm iarăși, pentru că nu știu, aștept și întâlnirea cu domnul Nicolae Timofei să vedem care, dar după cât cunosc eu, schimbări mari în buget nu vor fi, nu ne așteptăm la majorări mari. Vom pleca de la ce e realizabil, ce putem să ne permitem. Chiar dacă noi ne dorim mult mai mult, trebuie să, cum am spus mai înainte, este realitatea unde trebuie să ținem cont de ea. Ați pus deja ochiul pe vreun grup sau pe un jucător anume pe care ați dori să-l aduceți? Da, sunt. Vă dați seama că nu acum am nimerit în cupele europene și am început să discute de mai mult timp cu care am pus ochii, adică nu se discută, dar i-am urmărit. Sunt jucători care în viziunea mea vor îmbunătăți jocul, echipa noastră ne va întări. Iarăși mizăm pe jucători tineri, care pentru că sarcina, cum am spus, este întâi să creăm o echipă, să o creștem, dacă pot să mai zicem, că nu pot să aduci acum jucători la salarii mari și gata, ai echipă. Pas cu pas, un fel de, dacă poți mergem, vrem să facem, să ajungem, măcar ca Petru Cup, pas cu pas, să avem stabilitatea asta, participarea în cupele europene, să ne autofinanțăm, dacă putem spune, și dacă vor fi și bani, alți bani care surplus la autofinanțarea noastră, cred că atunci o să avem rezultate mult mai bune și parcursuri mult mai bune. Da. Să rămânem puțin la acest subiect al întăririlor. Am citit zilele trecute un articol în presă, deci ar fi vorba despre niște declarații ale antrenorului de la Sfântul Gheorghe, domnul Luca. Citez, este foarte probabil ca Sfântul Gheorghe să nu mai existe. Și întrebarea mea ar fi o soluție în cazul în care se întâmplă totuși acest lucru și dispare Sfântul Gheorghe, ceva jucători de acolo, poate, îi urmăriți pe cineva? E trist că așa echipe dispar, exact, pentru că în viziunea mea o echipă simpatică cu jucători tineri și cu stranieri și cu asta. Eu totuși le doresc și sper că o să schimbe lucruri spre bine, pentru că într-adevăr vorbesc de jumătatea asta de sezon, da, sezonul ăsta, au fost o echipă care a creat la toți practic probleme, da, ceva la sfârșit s-a rupt, atunci, dar noi trebuie. Da, dacă vom vedea cum va derula situația cu ei și sunt jucători care, o să fiu sincer, neinteresați pe noi, nu pot să dau acum numele ca să fiu corect, dar au și jucători care în viziunea mea ne-ar întări și în orice caz ar fi o concurență pentru jucătorii care sunt deja în echipă. O să mai revenim puțin mai târziu la Zimbru, dar acum vreau să vă întreb ceva și nu pot să omit această întrebare.
În spațiul online se tot discută când îl vedem pe domnul Lean Popescu, selecționer al echipei naționale. V-ați gândit la acest lucru vreodată? E clar că fiecare antrenor, nu cred că este vreunul care nu-și dorește să ajungă la timona naționale. Important cine se duce acolo și pentru ce. Eu, sincer, până acum n-am avut niciodată nicio discuție, nicio propunere, dar la momentul de față eu mă simt foarte fericit că m-am încadrat în proiectul Zimbru și îmi doresc foarte mult ca Zimbru să aibă o stabilitate. Mă refer în primul rând la prestații, nu la partea financiară, pentru că știu că dacă vor fi prestații bune, acest club va crește și eu sper pas cu pas să ajungă timpul când putem să concurăm și pentru campioana care își dorește, știu, toată țara. Toată Suflarea galben-verde, toți fanii și așa mai departe. E nevoie de timp și acum sunt toate gândurile sunt la Zimbru. Ne va reuși, nu ne va reuși, va arăta timpul, dar întotdeauna am crezut în ceea ce fac și sunt sigur că tot trăiesc într-un gând. Gândurile și visurile se realizează. Dar naționala este pentru fiecare antrenor, nu contează cine este, dar în viziunea mea este important ce o să faci la națională. Pur și simplu să semnezi contract, să fii garantat un an, doi, trei, nu. Viziunea mea trebuie să ai viziunea ta, ce vrei să schimbi, cum să ajungi și așa mai departe. Să ai un proiect care să fie bine chipzuit, gândit și pas cu pas să-l realizezi. Toată greutatea acestei profesii de antrenor, că nu poți într-o săptămână schimbi lucrurile. Aici trebuie să ai un plan strategic, trebuie să vezi pe ce te bazezi, idei, pentru că fotbal nu stă pe loc și noi, din păcate, ca să nu supăr, rămânem foarte mult în ceea ce se întâmplă pe lângă hotarele noastre, după hotarele noastre, pentru că în fiecare zi apare ceva nou și este, am spus, cum am spus și mai înainte, când este o analiză, o sinteză, ce trebuie să remarci că asta se întâmplă și trebuie să fii contemporan întotdeauna. Asta e cheia succesului. Analiza și faptele mai departe. Pornind de la cele mai optimiste pronosticuri, de câți ani are nevoie Zimbru pentru a lupta la titlu? Dacă rămâneți dumneavoastră la această echipă. Vă dați seama că lucrurile sunt legate una de alta. Întotdeauna am spus că mărunțișurile fac diferența atât în teren cât și după teren. Dar fotbalul nu este numai în teren, e legat de toată lumea care este încadrată într acest proiect. Eu sper, nu pot, că dacă o să spun un an, doi, să mă întrebați, păi spus că într-un an este pas. Unica ce pot să vă promit că o să facem tot posibil în cel mai apropiat timp. Cât o să dureze, nu, dar eu totuși sper ca să creăm o echipă competitivă, cred că într-un an, un an jumate, mi-aș dori mult. Să avem măcar doi ani, adică două participări în cuplele europene, să prindem ritmul, să prindem nivelul, pentru că vă dați seama că e alt nivel. Și atunci la Petrocub mi-a trebuit mai mulți ani, vreo 3, sper la Zimbru măcar 2. Da, am mai vorbit zilele trecute, mi-ați spus permanent că sunteți ocupat, dar jucătorii sunt plecați în vacanță și vreau să vă întreb pentru final, aveți o vacanță, vă luați o vacanță? Din păcate, vacanța se amână, pentru că deja pe 5 iunie trebuie să ne convocăm. Sper să am o vacanță fericită în noiembrie. Este mult de lucru și la momentele cele organizatori și trebuie să ne planificăm și cantonamentele care le, și programele, antrenamente, partea de pregătire pentru acest turneu important cum e cupele europene. Vrem să facem o figură bună, plus foarte multe de lucru în privința la discuții la jucători, pentru că
iarăși, mă repet, depinde ce putem oferi și la capitolul ăsta ne vine greu, dar în primul rând am vorbit și cu toți jucătorii, le-am explicat un lucru care vrem să avem, e nevoie ca ei să-și dorească tot să fie la Zimbru, să nu vină pentru bani, să vii pentru... E clar că partea financiară e un rol important, dar să aibă dorință de a lăsa, de a se dărui la maxim în teren. Acești jucători vor fi cu noi. Domnule Ilean, vă mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația noastră și cu mare plăcere vă mai așteptăm și vă dorim mult succes în tot ceea ce faceți. Mersi mult, mersi mult. Îmi face tot posibilul să nu vă dezamăgim, să nu dezamăgim toți suporterii acestei minunate echipe cu tradiție, cum este Zimbru Chișinău. Doamne ajută și sper să reușim. Dragi prieteni, noi nu ne despărțim. În această săptămână, cei de la Petrocub au organizat o gală în care jucătorii, membrii staffului tehnic și administrativ au ridicat medaliile de vicecampion. Propun să vedem un reportaj de la fața locului. Domnul Alexei, primul sezon ca antrenor la Petrocub, un sezon reușit, locul 2. Care au fost impresiile generale la finalul acestui sezon? Ну, конечно, эмоции положительные, но, как я сегодня уже сказал и президенту, воспринял это очень спокойно, потому что очень много было потрачено эмоций, наверное, по ходу чемпионата, по ходу всех этих игр. Ну, с каждым днем приходит какое-то, конечно, осознание. Я не буду лукавить, как бы я рад, что сезон получился успешным. Вот. Но у нас очень много работы впереди, и эта команда может показывать и лучшую игру, и способна на больший результат. Cum e în general la voi echipa? Pare așa de prietenoasă, Petrocub, și din nou locul 2, un rezultat foarte bun, este stabilitate? Da, avem stabilitate, avem un colectiv omogen, deja de 2-3 ani, practic, nu se schimbe multe piese în angreaj. Avem mulți jucători tineri de o vârstă, eu, Marius, Cornel, Reva, care ne știm de mulți ani și tot ne simțim bine pe teren, Max Cojocaru, și ne simțim bine pe teren și plus adaos de experiență cu Jordan, cu Poternike, cu Plătică și facem un colectiv foarte puternic. A devenit o rutină acest loc 2 deja? Nu pot să zic că că suntem dezamăgiți pentru că nu am căzut mai jos decât am fost. Cu siguranță ne-am dorit mai mult. Eu cred că dacă ne adresai această întrebare, cum veți fi bucuroși sau nu la început primăverii, eu cred că 99% aveau să zică că ar fi bucuros să termine pe 2. Dar clar că s-a putut mai mult și se simte un pic de dezamăgire, dar asta e, trebuie să muncim mai mult ca să merităm mai mult. Dacă să fim serioși, cred că partea a doua a campionatului a fost mult mai importantă și băieții s-au motivat mult mai bine. Și individual tu te-ai motivat, nu? Că ai avut niște meciuri extraordinare. Eu m-am motivat singur pe mine. Eu duc o luptă internă. Cred că asta e secretul succesului. Dacă putem să-i zicem succes, da. Pe care zici că ai câștigat-o, lupta? Deocamdată. Și o să urmeze și cupele europene pentru tine, o șansă bună să te afirmi, nu? Aștepți cu nerăbdare? Da, o să avem perioada de pregătire, să trebuiască să dau maxim la antrenamente și să prim minute de joc. A fost un sezon interesant, pentru că, cum ați observat, s-a ținut intriga până în ultima etapă. Pentru mine formatul acesta nou este unul bun din punct de vedere a intrigei campionatului, dar ar fi de dorit să avem mai multe meciuri. Prieteni, am revenit cu partea a doua a emisiunii noastre și s-a alăturat vicecapitanul echipei Petrocub, Ion Jordan, te salutăm, ce faci? Bună ziua, bine v-am găsit, am venit în special la voi. Da, la acest eveniment nu ți-am luat și ție un interviu pentru că am avut o înțelegere să vii la emisiune. Am compensat cu emisiunea. Da. Ia spune-ne, te rog, după ce s-a retras presa de la această gală, cum ați petrecut?
Am petrecut ca în familie, bine, cu istorii fotbalistice. Am făcut un rezumat despre sezonul care a trecut și planuri de viitor, s-a discutat, a fost voie bună, dispoziție, ne-am simțit bine. Din nou pe locul 2, Ion, l-am întrebat și pe Vladimir Ambros dacă a devenit o rutină acest lucru și dacă nu vă demoralizează faptul că nu puteți face un pas în față și să luați titlul în sfârșit. Cu siguranță locul 2 este un rezultat pozitiv, este un rezultat bun, mai ales în acest nou format de campionat, cu puține meciuri și orice meci, orice pierdere sau egal, este un risc și chiar un pas înapoi. Da, se putea un pic mai bine, dacă analizăm acum. Istoria nu se judecă cu ipoteze dacă, dar am scăpat gol împotriva Șerifului acasă când conduceam 1-0, am scăpat în minutul 93. Dacă rămânea 1-0 și câștigam și restul meciurilor se desfășurau cum s-au desfășurat, avea să fie meciul de aur. Dar în ansamblu este un an bun, un an, cred eu, un loc bine meritat, locul 2. Am avut, dacă nu greșesc, cel mai bun atac și a doua cea mai bună apărare. Da, de ce are nevoie Petru Cup pentru a o dobărâ pe Șerif în lupta pentru titlu? Probabil sursele financiare din start sunt total diferite, total opuse. Șerif având un buget de minim 10 ori mai mare decât al nostru. În lotul Șerifului sunt doar legioneri, doar străini și un singur moldovean. În lotul Petrocubului este doar un singur străin și restul moldoveni. Petrocubul face accent pe fotbaliștii din Moldova, iar Șeriful deja își permite luxul de a face o selecție din fotbaliști străini, fotbaliști care au jucat în campionate puternice și au surse financiare ca să aleagă cei mai buni fotbaliști care își doresc, practic. La un moment dat ai fost și tu la Șerif, chiar ai și un trofeu acolo, un titlu de campion. Spune-ne, te rog, s-a dezvoltat această echipă în ultimii ani? Pentru că ultimii, sau cum s-a dezvoltat? Cum s-au reinventat ei că au avut aceste succese extraordinare pe plan european? Ca și echipă, cu siguranță s-a dezvoltat. Chiar și în acea perioadă era, presupun, o perioadă foarte bună, pentru că am jucat în cupele europene, am jucat în grupele Ligii Europa, am acumulat 8 puncte, după care a urmat Champions League, anul trecut Europa League. Este o constanță, sunt rezultate foarte bune, nemai vorbind de sezonul în care au jucat în Champions League, un an foarte, foarte bun, fenomenal, aș spune eu. Ca și echipă s-au dezvoltat. Rezultatele demonstrează acest fapt. Ca și academie sau creșterea fotbaliștilor autohtoni, din păcate nu, și academia nu produce sau prima echipă nu ia fotbaliști de la academie ca să-i promoveze și să-i lanseze fotbalul mare. Finala cupei are loc la Hâncești, de unde provine Petru Cup, dar fără implicarea acestei echipe, în finală joacă Șerif și FC Bălți. În cazul în care Șeriful câștigă cupa, Petru Cup pleacă direct în turul 2 al preliminarilor Conference League și respectiv aproape că își dublează veniturile, să spunem așa, pentru prezența în cupele europene. Ați discutat despre acest meci cu colegii, cu cine țineți? Da, desigur am discutat. Eu sunt adeptul ca cel mai puternic să câștige. Așa este corect. Din punct de vedere financiar, desigur, pentru Petrocub este mai avantajos să câștige Șerif, pentru că noi suntem calificați în runda a doua conferință. În cazul în care câștigă echipa din Bălți, pleacă ei în turul 2. Este și un pic de paradox, Bălțul n-au avut nicio victorie în campionat și au posibilitatea să joace în a doilea round Conference League. Asta este și farmecul fotbalului și farmecul probabil a noului format, pentru că
se demonstrează că o echipă care a luat ultimul loc poate să ajungă să obțină cele mai bune rezultate pe plan european la nivelul Conference League. Și e la un meci distanță Bălți de a-și rezolva multe probleme financiare în cazul în care câștigă cupa și ajunge direct în runda a doua din Conference League. Din nefericire, cam soarta echipelor moldovenești depinde de cupele europene. Obiectivul tuturor este să acceadă în faza preliminară a cupelor europene și să obțină careva dividende, careva venituri din partea UEFA. Da, spunea interviul că farmecul acestui fapt că poate ajunge Bălțul în cupele europene se datorează acestui schimb de format. Cum îți pare ție acest nou sistem al Superligii? Sistemul îmi place, dar unele detalii sau unele nuanțe nu prea. Îmi place că cel puțin anul acesta au fost 10 meciuri, foarte puține meciuri și echipele nu au posibilitatea să-și mărească diferența de puncte. Astfel, intriga a fost până în ultima etapă. Practic, până în ultima etapă nu era clar. Cred că e prima oară în ultimii 7-8 ani când Șerif nu este campion cu 3-4 etape înainte de final. A fost interesant. Ca minus aș spune foarte puține meciuri. În total, în play-off sunt 10 meciuri, dar tot anul sunt doar 24 de meciuri. Dintre care 5 luni de iarnă noi stăm acasă, nu avem niciun meci oficial, este o pauză foarte lungă pentru orice sportiv din orice domeniu. Asta ar fi ca minus. La fel ca minus aș spune faptul că după prima fază punctele se anulează și campionatul începe de la zero. În România sau în alte campionate, punctele obținute în prima fază și se înjumătățesc și începe a doua fază. Cred că acest fapt ar fi poate mai corect, din simplu motiv că în Moldova se vorbește foarte mult de meciuri trucate, de meciuri aranjate și dacă în prima fază o echipă sau alta matematic este deja calificată în faza a doua, poate să facă careva înțelegeri și să trucheze careva meciuri cu eventual răscumpărare a punctelor în play-off. Aceasta este o problemă din cauza că în campionatul nostru se vorbește foarte mult despre aceste meciuri și probabil ele și sunt adevărate. Da, lăsăm aceste lucruri mai puțin fericite deoparte. Hai să trecem la ceva mai interesant, mai pozitiv. Petru Cuba anul trecut a ajuns până în a treia rundă a preliminarilor în Conference League. Ce ar trebui să facă această echipă ca să repete această performanță și în vara curentă sau poate chiar să o depășească? În primul rând, totul depinde de noi, felul cum noi pregătim meciurile, starea noastră fizică, echipa cât de omogenă este, desigur un factor ar fi și echipa adversă, să avem și noroc la tragere la sorți, să fie un adversar cât mai accesibil. Anul trecut a fost foarte grele toate trei echipe. În prima manșă am jucat cu o echipă din Malta, a fost în deplasare, am jucat cu greu, am scos un rezultat de egal. Am jucat pe teren artificial, clima este foarte călduroasă, umiditatea ridicată, ne-a fost foarte greu și am reușit acasă să învingem. Al doilea meci la fel, jucăm acasă de, egal, în deplasare pierdem la pauză 1-0 și întoarcem rezultatul. La fel, a fost un meci fantastic, am marcat 4 goluri la două reprize. Iarăși, sunt foarte mulți factori, dar în primul rând succesul depinde de noi, de pregătirea noastră și de felul cum o să fim în acea zi, să prindem o zi bună, să fim concentrați, uniți, la fel cum practic am fost ultimii 3 ani. Da, așa, poate apărea o situație neprevăzută pentru Petru Cub, pentru că începe perioada de transferuri și sunt foarte mulți jucători tineri care au progresat foarte mult și e normal să aibă oferte. Ce faceți voi la nivel de echipă? Deja vă gândiți cum să-i înlocuiți? Cumva se mai discută să aduceți alți jucători în cazul în care pleacă? Din câte cunosc, până la sfârșitul verii, anul acesta, toți fotbaliștii au contracte active.
În cazul în care pleacă, eu îmi doresc ca să fotbaliștii moldoveni să plece cât mai mult peste hotare. Este un plus și pentru echipe, pentru că au posibilitatea să facă careva surse financiare, să transfere careva fotbaliști, după care nivelul fotbaliștilor crește, nivelul selecționate crește. Asta este un plus pentru toți. Cu siguranță conducerea și antrenorul se gândesc la acest fapt. Cu siguranță vor fi fotbaliști care vor veni în pauza, după pauza dintre campionate, ne vom întări. La fel, noi avem un lot destul de mare, suntem circa 22-24 de fotbaliști, mulți fotbaliști care joacă pe diferite poziții, așa că eu sunt sigur că noi putem înlocui și compensa și schimba în așa fel ca rezultatul și jocul să nu sufere. O schimbare de antrenor la Petrocub în acest sezon. Ce s-a schimbat în sistemul de joc odată cu venirea domnului Savinov? Domnul Savinov a lucrat foarte mult timp cu domnul Popescu, antrenorul precedent care a fost la Petrocub și am lucrat de curs de 5 ani. Fiind în același staff, practic a fost o continuitate la noi, pentru că au rămas aceleași principii de joc, a rămas același sistem de joc, viziunile, nu s-a schimbat nimic radical ca și concept și a fost o tranziție destul de comodă pentru fotbaliști, pentru că practic s-a schimbat doar antrenorul, dar sistemul și antrenamentele au rămas în continuare sub aceeași formulă. Ce planuri are Ion Jordan? Mai rămâne la Petrocub? Ori vrea să mai schimbe ceva? Eu am prelungit contractul până în anul viitor, 2024. Eu mă simt bine la Petrocub. Mă simt bine din toate punctele de vedere. Sunt mulțumit de ceea ce obținem, de ceea ce avem. Așa că nu am planuri să plec, nu mă gândesc să plec. Doresc să rămân la Petrocub și să-mi fac meseria cât pot de bine. Da, îți iei o vacanță până la meciurile echipei naționale? Nu, din păcate nu iau, pentru că, din păcate, realitățile fotbalului moldovenesc nu ne permit să ne focusăm doar asupra fotbalului și mai am încă o activitate turistică, unde acum, în perioada de vară, este un sezon de vârf și sunt focusat la maximum în domeniul turistic. Da, cel puțin potrivit datelor publice, ai 49 de selecții, da, la echipa națională și se apropie o cifră de aceasta destul de memorabilă și onorabilă. Meciul cu numărul 50, care ar putea veni în dubla manș a selecționate noastre cu Polonia sau Albania. Cât de important este acest lucru pentru tine? Până la urmă este o cifră. Este frumos, dar dacă nu joc a 50-lea meci, nu este nicio tragedie. Pentru mine personal nu văd o problemă în aceasta. Principalul eu să fiu pregătit, principalul o să mi se ofere șansa sau trebuie să mă folosesc de ea. Mă pregătesc în regim normal, sunt gata. Voi fi convocat, voi juca sau nu, eu sunt pregătit pentru orice scenariu. Dar ar fi frumos. Da, și pe lângă asta, cum am vorbit anterior, mai și chestia de business legată, mai și cupele europene cu Petrocub. Noi pe această cale îți dorim maxim succes în tot ceea ce faci și, din păcate, timpul nostru expiră, Ion, dar cu mare drag te mai așteptăm. Va fi o vară încărcată în toate punctele de vedere. Mersi pentru invitație, la fel vă doresc mult succes și invitați cât mai interesați. Da, fii tare, da. Mersi. Dragi prieteni, cam atât pentru astăzi. Ne reauzim sâmbăta următoare, tot aici, la Vocea Basarabiei, la 19:10. Toate bune, pe curând!